Tinerii care doresc să-și unească destinele în noaptea de Revelion la poarta Sărutului din Târgu Jiu trebuie să depună personal documentele necesare la biroul de stare civilă din cadrul primăriei Târgu Jiu. Aceștia vor trebui să facă o declarație prin care să precizeze că nu există impedimente în oficierea căsătoriei. Între 19 și 23 decembrie anul acesta, toate acele persoane care sunt interesate să se prezinte la biroul de stare civilă pentru a începe procedura de depunere a documentelor. Documentele se depun personal de către viitorii soți la biroul de stare civilă. În primul rând, ar trebui să facă o declarație din care să-și dea acceptul că urmează să se încheie căsătoria. Declarație în care viitorii soți trebuie să facă precizarea că nu sunt impedimente cu privire la încheierea căsătoriei, de asemenea în care trebuie să menționeze numele pe care îl vor purta după căsătorie. De asemenea, soții pot să opteze între comunitatea legală a bunurilor sau să-și împartă bunurile, asta înainte să-și depună documentele. Aceștia trebuie să meargă la un birou notarial unde să încheie convenția de separare a bunurilor. Soții au posibilitatea la un an de zile, de la încheierea convenției sau de când și-au dat acordul comunității legale a bunurilor, să poată să schimbe această convenție. Să spunem, vin și declar că vreau comunitate legală, după care, după un an de zile, vreau să fac separație a bunurilor. Pe lângă declarația care trebuie făcută de către ambii soți, ca și documente necesare pentru încheierea căsătoriei, sunt actele de identitate ale viitorilor soți, care se vor prezenta în original și copie, certificatele de naștere, la fel în original și copie, certificatele medicale privind starea sănătății, care trebuie avut în vedere, sunt valabile doar 14 zile și acesta trebuie să cuprindă expres mențiunea se poate sau nu se poate căsători. Până acum s-au înscris telefonic 10 persoane care doresc să se căsătorească în noaptea dintre ani.